Bună ziua, dragi elevi! Mă numesc Marina Belousov. Sunt bucuroasă să vă salut la o nouă lecție de limba și literatura română pentru elevii din clasa a 5-a din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale, subiectul La magazinul de produse alimentare. Vă propun să priviți imaginea și să-mi spuneți unde se află acești oameni. Corect, acești oameni se află la magazinul de produse alimentare. Astăzi la lecție vom învăța cuvinte noi, vom citi textul Tinerele gospodine, vom răspunde la întrebări, vom face cumpărături, vom completa propoziții, vom restabili replicile unui dialog. Să ne amintim cum se numesc aceste produse. Pâine, smântână, unt, ouă, colaci, lapte, chifle, cașcaval. Bravo, elevi! Iar acum, pentru a înțelege conținutul textului Tinerele gospodine, vă propun să însușiți lexicul. Listă, spisac, cumpărături, pakupki, alimentară, prodovolstvennyi magazin, jambon, okarak, salam, kalbasa, kremvurst, sosiski, prăjituri, pirojnye. Să repetăm. Listă, cumpărături, alimentară, jambon, salam, krenvurst, prăjituri. Fiți atenți la familii lexicale. Cumpărător, a cumpăra, cumpărat. Vânzător, a vinde, vândut. Opriți videoul și scrieți aceste cuvinte în vocabulare. Rețineți expresiile. Cât costă? 1 kg de, 100 de grame de, trebuie să cumpărăm, a cumpăra produse alimentare, a vinde produse de panificație. Cât costă? Сколько стоит? 1 kg de, kilogram, 100 gram, trebuie să cumpărăm, надо купить, a cumpăra produse alimentare, купить продукты. A vinde produse de panificație, prodavati hlebobulochnye izdeliya. Scrieți aceste expresii în vocabulare. Priviți imaginile și rețineți denumirile de secții. Mezeluri, carne, produse de panificație, băuturi, cofetărie, produse lactate, pește. Iar acum, urmăriți și ascultați textul Tinerele gospodine. Spuneți cine sunt tinerele gospodine. Tinerele gospodine. Se apropie ziua de naștere a două surori harnice și cuminți. Părinții le-au dat voie să invite câteva prietene. Împreună cu mămica au făcut meniul, apoi lista cumpărăturilor. La piață s-au dus mămica și tăticul, iar la alimentară fetițele. Ele au cumpărat lapte, unt, smântână, cașcaval, ouă. În altă secție au luat jambon, salam, krenvurst, au găsit și pește proaspăt și scrumbie. Apoi au trecut pe la magazinul de pâine și s-au aprovizionat cu pâine albă, pâine neagră și colaci. De la cofetărie au cumpărat bomboane și prăjituri. Părinții au rămas mulțumiți de cumpărături. Deci, sper că ați fost atenți și ați înțeles că tinerele gospodine sunt două surori harnice și cuminți.
În continuare, vă propun să răspundeți la întrebări cu ajutorul textului. Ce sărbătoare se apropie în familie? Cine a făcut meniul? Unde s-au dus părinții și fetele la cumpărături? Ce au cumpărat fetele? Tu faci cumpărături pentru familie? Ce-ți place cel mai mult să cumperi? Sper că ați reușit să verificăm. Ce sărbătoare se apropie în familie? Corect. Se apropie ziua de naștere a două surori. Cine a făcut meniul? Fetele cu mămica au făcut meniul. Unde s-au dus părinții și fetele după cumpărături? Mămica și tăticul s-au dus la piață, iar fetele la alimentară. Ce au cumpărat fetele? Fetele au cumpărat lapte, unt, smântână, cașcaval. Tu faci cumpărături pentru familie? Eu fac cumpărături pentru familie. Ce-ți place mai mult să cumperi? Cel mai mult îmi place să cumpăr? Continuați, vă rog! Să ne imaginăm că suntem la magazinul de produse alimentare în secția de produse lactate. Alegeți imaginile cu produse lactate și puneți-le în coș. Corect, cașcaval, smântână, unt, lapte. Bravo! Următoarea secție este secția de mizeluri. Puneți în coș mizelurile. Carne, krenwurst, jambon, salam. Bravo! Iar acum mergem în secție de panificație. Puneți în coș produsele de panificație. Chifle, corect. Biscuiți, colaci și, desigur, pâine. Bravo! Ați ales produsele corect. Vă doresc poftă bună! Sunt convinsă că ați fost atenți pe tot parcursul lecției și vă propun să continuați propozițiile cu ajutorul textului. În secția de lactate, fetele au cumpărat. În secția de mezeluri, ele au luat. În secția de panificație s-au aprovizionat cu sau au cumpărat. De la cofetărie au cumpărat. Sper că ați reușit să verificăm. În secția de lactate fetele au cumpărat lapte, smântână, cașcaval, unt. În secție de mezeluri ele au luat jambon, salam, krenwurst. În secție de panificație s-au aprovizionat cu pâine neagră, pâine albă, colaci. De la cofetărie au cumpărat bomboane și prăjituri. Iar acum vă propun să deschideți caietele și să scrieți cuvintele corect dintre paranteze pentru a forma îmbinări. Salam, gustoș. Pâine, cald. Carne, proaspăt. Prăjitură, dulce. Ouă, proaspăt. Chiflă, gustos. Cașcaval, scumpă. Krenwurst, ieftin. Vă gândiți? Să verificăm. Salam, gustos. Pâine, caldă. Carne, proaspătă. Prăjitură, dulce. Ouă, proaspete. Chiflă, gustoasă. Cașcaval, scump. Krenwurst, ieftine. Bravo, elevi!
era acum cu două îmbinări de cuvinte, alcătuiți două propoziții. Vă propun un dialog. Restabiliți conținutul dialogului. Ionel și sora Maria au plecat la magazinul de produse alimentare. Trebuie să cumpărăm cașcaval, lapte și smântână. În ce secție se vând aceste produse? Ce dorești să cumperi în cofetărie? Mai trebuie să cumpărăm crenvușt și jambon. Știi cum se numește secția în care se vând aceste produse? Poate intrăm și în cofetărie? În secția de lactate. Vreau niște prăjituri cu mere. Știu, aceste produse se vând în secție de mizeluri. Ce cumpărăm, Maria? Bine, Maria, mergem în secție de lactate, apoi după mizeluri și neapărat vom merge după prăjituri la cofetărie. Vă gândiți? Și verificăm. Ionel și sora Maria au plecat la magazinul de produse alimentare. Ce cumpărăm, Maria? Trebuie să cumpărăm cașcaval, lapte și smântână. În ce secție se vând aceste produse? În secția de lactate. Mai trebuie să cumpărăm crenvurști și jambon. Știi cum se numește secția în care se vând aceste produse? Știu. Aceste produse se vând în secție de mizeluri. Poate intrăm și în cofetărie? Ce dorești să cumperi în cofetărie? Vreau niște prăjituri cu mere. Bine, Maria, mergem în secția de lactate, apoi după mizeluri și neapărat vom merge după prăjituri. La final de lecție vă propun să continuați dialogul cu 6 replici. Unde ai fost, Mihai? Am fost la magazinul de produse alimentare. Ce ai cumpărat? Folosiți replicile, dar tu faci cumpărături. Ce cumpărături îți place să faci? Unde mergi de obicei la cumpărături? Bravo! Ați lucrat de minune! Ai meritat și tu o prăjitură! La revedere!